deși în prezent Ucraina nu mai reprezintă o țară cu putere nucleară, întorcându-ne înapoi în timp, vom vedea că a ocupat locul 3 în lume la acest capitol. Ucraina deținea la un moment dat mai multe arme nucleare decât Marea Britanie, Franța și China adunate împreună. Totuși, în urma anumitor circumstanțe, Ucraina s-a văzut nevoită să renunțe la aceste arme. Așadar, astăzi vom analiza cum Ucraina a reușit să ocupe un loc atât de important și de ce a fost nevoită să predea armamentul nuclear. La momentul independenței Ucrainei de Uniunea Sovietică în 1991, Ucraina deținea al treilea cel mai mare arsenal nuclear din lume, incluzând aproximativ 1800 de focoase strategice, 176 de rachete balistice cu rază lungă de acțiune și 42 de bombardiere strategice. Multiplele tratate dintre Ucraina, SUA și Rusia au avut ca scop dezarmarea Ucrainei, aceștia cerând în schimb asigurări economice și de securitate. A fost nevoie de ani buni de manevre politice și de muncă diplomatică, începând cu protocolul de la Lisabona din 1992, pentru a elimina armele și infrastructura nucleară din Ucraina, însă vom vedea mai exact etapele prin care această țară a renunțat la armele nucleare. Dezastrul nuclear de la Cernobâl ne face să realizăm care sunt efectele unei greșeli în ceea ce privește sistemul nuclear. Chiar și în prezent resimțim efectele acestei catastrofe, iar zona în care s-a petrecut este în paragină și radioactivă. Evenimentul de la Cernobâl, petrecut acum mai bine de 30 de ani, reprezintă cel mai grav accident de centrală nucleară din istorie. Incidentul a fost catastrofal, lăsând în Ucraina o zonă radioactivă și astăzi. Centrala nucleară de la Cernobâl a fost construită între 1970 și 1983 și era situată în Ucraina, fiind controlată de sovietici. Centrala conținea 4 reactoare nucleare până la momentul dezastrului, în timp ce construirea încă 2 era planificată. Totul începe pe 26 aprilie 1986 la ora 1:23 dimineața, când inginerii de la Cernobâl au dezactivat unele dintre caracteristicile de siguranță ale reactorului, în timp ce acesta era încă în funcțiune pentru a efectua un test de siguranță. Cauza accidentului a fost combinația dintre erorile umane și defectele de fabricație care au dus inițial la defectarea reactorului numărul 4. Acestui reactor i-a zburat capacul, eliberând în atmosferă de 400 de ori mai multă radiație decât a fost emisă atunci când forțele americane au aruncat bomba atomică pe Hiroshima în timpul celui de-al doilea război mondial. În încercarea de a opri flăcările și răspândirea radiațiilor, elicopterele au aruncat nisip, plumb blocant de radiații și bor absorbant de neutroni pe reactor. Totuși, a ars timp de 10 zile răspândind cenușă radioactivă. Deși explozia a ucis 2 muncitori, mai târziu 28 de ingineri și pompieri au suferit complicații din cauza radiațiilor și au murit. Îmbolnăvirea cu radiații s-a răspândit, trecând de 100 de persoane care au suferit din această cauză. Conștientizarea gravității situației s-a făcut în peste 24 de ore. Astfel, după această perioadă de timp, în după-amiaza zilei de 27, autoritățile au extins zona de evacuare, mutând 300.000 de persoane din casele lor. Stabilirea unui număr exact al deceselor provocate de această tragedie pe termen lung este un lucru dificil. ONU a estimat că aproximativ 4.000, în timp ce Greenpeace consideră că moartea a 93.000 de oameni are legătură cu evenimentul Cernobâl. După căderea Uniunii Sovietice, Ucraina independentă a devenit a treia putere nucleară din lume, având stocuri de arme nucleare mai mari decât ale Regatului Unit, Franței și ale Chinei adunate împreună. La 5 decembrie 1994, în Ungaria, la Budapesta, Ucraina, Statele Unite, Marea Britanie și Rusia au semnat un memorandum care urmărea dezarmarea nucleară a Ucrainei, precum și garantarea securității, independenței și integrității sale teritoriale. În urma acestui tratat, Ucraina trebuia să renunțe la toate focoasele nucleare de pe teritoriul său, urmând ca acestea să fie transferate Federației Ruse.
cu scopul de a obține recunoașterea internațională, mișcarea spre independență a Ucrainei a susținut eforturile de aderare la TNP, adică Tratatul de Neproliferare Nucleară, ca un stat pașnic lipsit de arme nucleare. Cu declarația de suveranitate a Ucrainei din 16 iulie 1990, Ucraina s-a angajat să nu accepte să producă sau să achiziționeze arme nucleare. Totuși, acest angajament nu a mulțumit toți politicienii, lăsând loc de discuții. Unii au considerat că Rusia este încă o amenințare și că ar trebui să păstreze armele ca factor de descurajare. Lichidarea Uniunii Sovietice a dus la semnarea acordului de la Minsk la 30 decembrie 1991 de către Comunitatea Statelor Independente. În urma acestui acord, guvernul rus primea toate armamentele nucleare cuvenite de pe urma Ucrainei. Cu toate acestea, atât timp cât armele au rămas în Belarus, Ucraina și Kazakhstan, guvernele acestor țări aveau oricând posibilitatea să le folosească. Data care viza demontarea acestor arme a fost aleasă la sfârșitul anului 1994. Ucraina a semnat protocolul de la Lisabona la 23 mai 1992. Protocolul dorea să restituie armele nucleare din Belarus, Kazakhstan și Ucraina către Rusia. Toate statele urmau să se alăture NPT-ului. Cu toate acestea, în Ucraina au existat puține mișcări către aderarea la acest tratat sau denuclearizarea completă. Protocolul a cerut Ucrainei să adere la tratat cât mai repede posibil, dar a dat țării până la 7 ani timp în care putea face asta. Totuși, se pare că Parlamentul ucrainean s-a răzgândit între timp și până la sfârșitul anului 1992 s-a hotărât că niște arme nucleare pentru forță militară nu ar fi un lucru chiar atât de rău. Văzând acestea, SUA s-a angajat să plătească Ucrainei 175 de milioane de dolari, bani care ar ajuta la dezmembrarea armelor prezente. Așadar, politicienii ucrainieni nu s-au lăsat ușor. Aceștia au cerut noi condiții, atât din partea SUA, cât și din partea Rusiei. Condiții care impuneau atât mai multă siguranță, cât și reducerea numărului de focoase nucleare ce aveau să fie dezmembrate. După căderea Uniunii Sovietice, Palatul Masandra din Crimea a fost folosit ca una dintre reședințele oficiale ucrainene în care au fost semnate acordurile Masandra în 1993. Deși s-a format în sfârșit o legătură între Rusia și Ucraina care să sprijine dezmembrarea armelor nucleare, cele două state nu s-au înțeles cu privire la semnarea documentului final și astfel summitul din 1993 a eșuat. În urma acordului de la Masandra, discuțiile trilaterale au avut succes abia la începutul anului 1994. Ucraina și-a respectat promisiunea inițială de a renunța la toate armele promise, primind în schimb asigurări de securitate din partea SUA și a Rusiei. Ucraina a fost de acord să-și transfere focoasele nucleare către Rusia și a acceptat asistența Statelor Unite în demontarea rachetelor, bombardierelor și infrastructurii nucleare. Focalizatoarele Ucrainei vor fi demontate în Rusia, iar Ucraina va primi compensații pentru valoarea comercială a uraniului foarte valoros. Ucraina a ratificat tratatul START, adică Tratatul pentru Reducerea Armelor Nucleare Strategice, în februarie 1994, abrogând condițiile sale anterioare. Însă țara a ales să nu adere la NTP până când nu a avut garanții ale plăților de securitate viitoare. Pentru a consolida angajamentele de securitate față de Ucraina, Statele Unite, Rusia și Regatul Unit au semnat memorandumul de la Budapesta din 5 decembrie 1994 privind asigurările de securitate. Acest acord politic includea garanții de securitate care să confere Ucrainei certitudine asupra amenințării sau utilizării forței împotriva teritoriului acestei țări sau a independenței politice. După cum am putut vedea, s-a dorit cu înverșunare ca Ucraina să renunțe la armamentul nuclear.
Deși aceștia au încercat o perioadă să-și păstreze o parte din focoase, ei au renunțat rapid în detrimentul banilor și al certitudinii că nu vor fi atacați. Astfel, în prezent, găsim o țară fără astfel de activitate, deși în trecut a ocupat un loc fruntaș în cadrul topului celor mai înarmate țări din punct de vedere militar. Gulerul e ok? Relativ? MA-59, cel cu Ucraina, dubla 3, pentru că la dubla 1 cineva a uitat să dea drumul la înregistrare. Scuze. Și la dubla 2 nu, la valiera n-a mai avut baterie și am înregistrat degeaba. Deci, a treia oară e cu noroc. Să te asigur că sunt în focus. Nu pot să cred că am scăpat.